Se spune că un om, în graba lui către destinația la care vrea să ajungă, aleargă către gară, plin de sacoșe, de plase după el și când ajunge în sala de așteptare, după ce și-a cumpărat biletul, se gândește că poate mai are timp să mănânce ceva foarte repede. Se uită în jur, nu era niciun chioșc cu nimic de vânzare, însă știe că la intrare în gară a văzut un chioșc unde se vindeau fornetii. Știm cu toții acele foetaje umplute fie cu ceva dulce, fie cu ceva sărat. Se întoarce repede, merge și cumpără o pungă cu fornetii și intră înapoi în gară. Își dorește să stea undeva jos să mănânce, însă își dă seama că toate locurile sunt ocupate. Nici o problemă, vede o masă cu două scaune și unul dintre scaune era liber. Își ia toate lucrurile, își ia punga cu fornetii, merge, se așează pe scaun, își lasă toate pungile și toate plasele jos lângă el și se așează relaxat la masă. Uf, în sfârșit am timp să răsuflu. Rămâne la masă, se uită în ochii celui de vis-a-vis -vis de el, vede că nu îl deranjează și întinde mâna peste masă și ia punga cu fornetii. Ia o bucată, mușcă din ea, și închide ochii, relaxându-se, gândindu-se că, în sfârșit, își va stâmpăra foamea. Cel de vis-a-vis -vis de el, vede scena, întinde mâna, ia punga de la călătorul nostru, o trage către el, ia un forneti, mănâncă din el. Ei bine, călătorul nostru, când vede această reacție, stupefiat de tupeul celui de vis-a-vis -vis de el, nu-i vine să creadă, întinde mâna, și trage punga către el. Deja scena începe să fie penibilă. Celălalt om întinde mâna din nou și ia punga către el, ia al doilea forneti și îl mănâncă zâmbind tacticos și se lasă în scaun și el. Călătorului nostru nu vine să creadă când se gândește cât de tupeist trebuie să fii să iei cu aceeași nesimțire de două ori din punga de forneti a lui. Cel de vis-a-vis -vis de călătorul nostru se uită la ceas, își dă seama că trenul lui trebuie să plece, se ridică, își ia lucrurile, le ține sub braț, ia din punga de forneti ultima bucată, o rupe în două și jumătate o pune în gura lui, jumătate o lasă în pungă. Zâmbește, face cu mâna și pleacă. Călătorul nostru stă și se gândește, Doamne, în ce țară trăim? Cum se poate o asemenea nesimțire să mănânci din lucrul care nu este al tău? În momentul ăla, lasă punga cu jumătatea de forneti rămasă pe masă, enervat fiind de situație, se apleacă să-și ia lucrurile de sub masă și când se uită mai atent, punga lui cu fornetii era pe sacoșa lui tot timpul, practic, el mânca din fornetii celuilalt. Știți ce sublinează lucrul ăsta? Atenția pe care noi o dăm proprietăților noastre. Lucrurilor pe care noi le avem. Putem să extrapolăm acest exemplu, să spunem că, practic, toate fornetii din lumea asta sunt ale lui Dumnezeu. Și noi ne dăm fiecare zi 10 fornetii unul dintre ele ar trebui să luăm și să-l dăm de bunăvoie bisericii și asta se numește zeciuială însă noi ne gândim că nouă nu ne ajung noi de fapt avem nevoie de 11 și lucrul ăsta vorbește despre inima omului și tema care urmează este inima întregii cărți, este o amplificare a dezbaterii din primele două secțiuni ale cărții Eclesiastul astăzi mergem mai departe și ne uităm în Eclesiastul 5 de la versetul 10 până în 6 cu 9 Solomon ne împinge spre ideea că viața poate fi privită nu doar prin ceea ce nu este, ci și prin ceea ce poate fi. Din acest punct de vedere, Ecclesiastul ne propune un punct de vedere interesant. Viața poate fi privită ca o investiție. Viața ca o investiție. Și această investiție este riscantă din două motive. De ce? Fiindcă viața este lipsită de împlinire, Eclesiastul 6 cu 1 până la 8 cu 15, și pe de altă parte, viața este lipsită de certitudine. Împlinire și certitudine. Oamenii aleargă după lucrurile acestea. De aceea mergem la un loc de muncă bine plătit, să avem împlinirea faptului că la sfârșitul lunii ducem acasă salariul care ce face? Ne oferă certitudinea zilei de mâine. Eclesiastul abordează acest contrast sau această tensiune dintre a avea și te-a bucura pe de-o parte și a avea și a nu avea satisfacția că ai pe de altă parte acea satisfacție pentru lucrurile pe care le dobândești în fiecare zi. Nu este un păcat pe care vreau să subliniez aici, mă refer la acea satisfacție că la sfârșitul lunii cel puțin ai reușit să-ți plătești toate facturile. Atenție! Nu vorbim de acea satisfacție păcătoasă pentru lucrurile din lumea aceasta. Și haideți să vedem în ce direcție merge Eclesiastul să ne capteze atenția. Pasajul este de fapt un chiasm care surprinde toată dezbaterea din acest pasaj. De la, la capitolul 5 cu 10 până la 12 avem un proverb. După acest proverb urmează următoarele patru versete care sublinează un exemplu negativ din acest proverb. După aceea chiasmul ajunge la apogeu cu exemplul pozitiv urmând să revină în cadrul normal cu un exemplu negativ și să încheie cu un proverb. Proverbe exemple negative, și în mijloc, în coroană, exemplul pozitiv. Haideți să vedem ce spune textul. În primul rând, uitați-vă în Eclesiastul 5 cu 10. Cel ce iubește argintul nu se satură de el, iar cine iubește bogăția nu are câștig. Aceasta este tot o deșertăciune. Când se înmulțesc bunătățile, se înmulțesc și cei ce le mănâncă și ce câștig mai are proprietarul lor decât doar că le vede cu ochii lui. Dulce este somnul pentru cel ce a muncit. Fie că a mâncat puțin, fie că a mâncat mult. Însă bogatului, în destularea, nu-i oferă liniștea pentru odihnă. Există un rău tulburător pe care l-am văzut sub soare. Am văzut bogăție strânsă pentru proprietarul ei, dar înspre răul său. Bogăție pierdută printr-un negoț nereușit. Astfel, fiul care i s-a născut nu mai rămâne cu nimic. Gola și din pântecele mamei sale, și tot astfel s-a și întors plecând precum a venit. Nimic nu a luat din osteniala lui, din tot ce i aparținuse. Și următorul lucru este și mai mare rău. În tocmai cum vine omul, așa și pleacă. Și ce câștig are omul din aceasta? S-a ostenit din zadar. Toată viața lui a mâncat pentru neric, cu multă tulburare, cu suferință și cu mânie. Iată ce am înțeles eu că este bine și frumos ca omul să mănânce și să bea și să trăiască bine de pe urma întregii lui osteneli pe care a depus-o sub soare în timpul puținilor zile ale vieții sale, pe care Dumnezeu i-a dat, căci aceasta este partea sa. De asemenea, orice om căruia Dumnezeu i-a dat bogăție și averi și căruia i-a dat dreptul să se înfructe din ele, să-și ia partea ce îi se cuvine din ele și să se bucure de osteniala lui, aceasta este un dar de la Dumnezeu, căci el... Nu se gândește prea mult la cât de trecătoare este viața Fiindcă Dumnezeu îi umple inima de bucurie Și în capitolul 6 mai avem 9 versete Există un rău pe care l-am văzut sub soare Un mare rău pentru fiii oamenilor De exemplu, Dumnezeu îi dă unui om bogăție, aver și faimă Așa încât nu -i lipsește nimic din ceea ce își dorește Însă Dumnezeu nu îi dă dreptul să se bucure de ele Ci dă acest drept unui străin Aceasta este o deșertăciune și un rău tulburător ar putea exista un om căruia i s-ar naște o sută de fii și care ar trăi o viață lungă, un om căruia i s-ar lungi ani vieții lui, dar al cărui suflet nu s-ar sătura de bunătățile strânse și care nu ar avea parte de nici un loc de îngropare. Eu zic că decât ca el, mai bine o stârpitură. Aceasta se naște în zadar și pleacă în întuneric, iar întunericul îi acoperă numele. În plus, el nu a văzut și nu a cunoscut soarele. Totuși, este mai multă liniște pentru acesta decât pentru celălalt. Chiar dacă celălalt ar trăi cu 2000 de ani mai mult, căci de bunătăți nu a avut parte. Oare nu merg toate într-un singur loc? Deși toată osteneala omului este pentru gura lui, totuși sufletul nu este mulțumit. Cu ce este mai câștigat înțeleptul față de cel prost? Ce câștigare săracul, știind cum să se poarte înaintea celorlalți, mai bine este privirea dată de ochi decât hoinăreala după pofte. Dar și aceasta este deșertăciune și goană după vânt. Ați observat cum textul începe cu un proverb, ne dă apoi un exemplu negativ, apoi ne dă un exemplu pozitiv, întorcându-ne oarecum la exemplul negativ și încăind cu un proverb. De ce? Pentru că vrea să sublinieze lucrul pozitiv din a te uita la viața ta ca o investiție. Eclesiastul repetă din nou și din nou valoarea bogățiilor în oportunitățile pe care acestea le poate aduce în acele plăceri normale, îngăduite de Dumnezeu, simple, mâncare, băutură, plăcerea de a sta la masă cu prietenii, lucruri simple pe care mulți oameni, din păcate, nu le mai pot savura. Să vedem despre ce este vorba. Începe cu un proverbul. Cine iubește argintul nu se satură niciodată de argint și cine iubește bogăția multă nu trage folos din ea. Și aceasta este deșertăciune. Eclesiastul începe prelegerea cu afirmații proverbiale. Practic ne spune că banii n-aduc fericirea, însă o întrețin. Și fiți atenți. Versetul 10 ne arată de fapt că eclesiastul ne spune banii mulți nu te vor face fericit. Banii o o fericire care se întreține cu alți bani și această fericire este o deșertăciune. Mulțumirea nu e atinsă prin cantitatea de bani pe care o avem, ci prin cu totul alte metode. Calitatea vieții pe care o obținem prin acei bani. Cel mai evident mi se pare că Eclesiastul ne arată faptul că banii ne fac nesătui. Banii cer alți bani. Și creează în noi niște pofte care sunt realitatea înfiorătoare. Și anume, banii ne aduc fericirea. Versetul 11. Înmulțirea banilor va aduce cu sine și înmulțirea cheltuielilor. Un lucru normal. Un lucru pe care cu fie, fiecare dintre noi putem să îl recunoaștem în propriile noastre vieți. Ai bani mulți îți permiți lucruri mai multe, îți permiți o mașină mai scumpă care la rândul ei va costa mai mult să o întreții. Banii mulți aduc cheltuieli multe. Și aici putem să venim și să subliniem acest adevăr doar dând câteva exemple din cei care au câștigat bani mulți. Avem pe de-o parte premii astronomice în Statele Unite la loto și avem oameni care au câștigat milioane de dolari și în timp de câteva săptămâni au pierdut tot și mai grav, fie s-au sinucis, fie au ajuns în pușcării, fie și-au pierdut familia. Însă putem veni mai aproape și să ne uităm la românii noștri. De exemplu, Mădălin David din Curtea de Argeș a devenit miliardar în 99. A rămas fără jumătate din sumă din cauza jocurilor de noroc. Cât trebuie să fii de nesebuit? Să câștigi miliarde de bani. Țineți minte, cu mânuțele astea două, vă aduc o veste nouă, Florin Călinescu ne aducea acel card pe care trebuia să-l completăm și puteam câștiga miliardul de la ProTV, ei bine, acest om a câștigat acel miliard. Și a pierdut jumătate la jocurile de noroc, iar ceilalți bani i-a investit într-o bancă care a dat faliment. După aceea, a ajuns să se încaiere cu cineva într-un local și a ajuns la pușcărie. Dănuț Amarie i-a câștigat în 2003 1,3 milioane de dolari. Suceveanul a aruncat bani în stânga și în dreapta, investind în bolizi de lux, și în afaceri, care toate au dat faliment. Cristian Constantin, polițist comunitar din Călăraș, a pus mâna în 2007 pe 10 milioane de euro. Din păcate, bărbatul a cheltuit banii pe o discotecă și echipă de fotbal, ambele în faliment. Discotecă și echipă de fotbal? Mihai Cazacu, ieșeanul care a dat lovitura în 2008, a câștigat 3,8 milioane de euro, riscă și astăzi pușcăria din cauza unei bătăi. El, a, el e judecat în prezent pentru tulburarea liniștii publice și ultraj contra bunilor muravuri. 3 milioane de euro și ajuns să faci prostiile astea? Banii n-aduc fericirea și banii mulți aduc cheltuieli și mai multe. Și lipsa înțelepciunii este subliniată de felul în care acești bani te aduc în pragul falimentului și moral și financiar. Versetul 12 sublinează al treilea dezavantaj al banilor, și anume îmbuibarea. Banii mulți te îmbuibă. Au potențialul să facă lucrul acesta. De ce? Fiindcă lucrătorul, fie că mănâncă mult sau puțin, doarme bine. Însă bogatul nu se poate odihni din pricina abundenței. Câți dintre noi n-am experimentat lucrul acesta? Gândiți-vă doar la ultimele sărbători de Crăciun. Mănânci la prânz mult cu familia, Mănânci după aceea o prăjiturică bună la mea după masă, ajungi la cină, plină casa de oameni, mănânci iarăși mult și te pui în pat pe la 10, 11, 12. Dormi bine? Câți dintre noi nu putem admite faptul că nopțile alea sunt cele mai grele nopți? De ce? Fiindcă dormim cu stomacele pline, îmbuibați de atâta mâncare. Ioan Gură de Aur spune, mâncarea ne dă insomnii, fie din lipsa ei, fie din excesul ei. Însă cei cărora le lipsește mâncarea, cel puțin se odihnesc în urma muncii depuse să o găsească. Cei sătui dorm greu, însă cei care muncesc să găsească mâncarea, chiar dacă nu o găsesc, vor fi obosiți în trup și această oboseală le va aduce odihnă. Interesant, nu? Da, trebuie să ne bucurăm de mâncare, însă bucuria de a sta la masă ar trebui să fie dată de cei cu care stăm la masă, nu de ce se află pe masă. Proverbul este urmat de trei exemple. Unul pozitiv încadrat de două negative. Începem cu cel negativ. 5 cu 13. Este un mare rău pe care l-am văzut sub soare, avuții păstrate spre nefericirea stăpânului lor. Dacă se pierde aceste bogății prin vreo întâmplare nenorocită și el are un fiu, fiul lui nu-i rămâne nimic în mâini. Cum a ieșit de gol din pântecele mamei sale din care a venit, așa se întoarce și nu poate să-și ia nimic cu el din toată osteneala lui. Și acesta este un mare rău, anume că se duce cum venise. Și ce folos are că s-a trudit în vânt? Ba încă toată viața lui a mai trebuit să mănânce cu necaz și a avut multă durere, grijă și supărarea. Și aici ni se vorbește din experiență. Eclesiastul se uită în experiența pe care o are și vede oameni care muncesc toată noaptea, toată ziua, trudesc o viață întreagă să pună ceva pe masă copiilor lui. Nu tot spunem lucrul acesta, fac tot ce pot să fac ca să dau copiilor mei ceea ce eu n-am avut. Și printr-o întâmplare nefericită, și nu știm ce exemplu dă Eclesiastul aici, acel fiu pentru care a muncit toată viața, Rămâne fără nimic. Și ce folos are că el s-a trudit în vânt? Un stăpân care își pierde toată averea, iar fiul rămâne fără moștenire. Vom spune că strângem tot ce putem pentru zile negre, și ni se spune că nu e cazul să facem lucrul acesta. Trebuie să citim tot lucrul acesta în context și trebuie să vedem tot ce înseamnă înțelepciunea pe care Dumnezeu ne dă cu privire la acesta. Însă, atunci când ne punem toată speranța pentru viitorul copiilor noștri în lucrurile pe care putem să le strângem, atunci goana noastră este în vânt. Poți să asiguri fericirea copiilor tăi doar din punct de vedere material? Conform a ceea ce spune Eclesiastul, nu. Cu alte cuvinte, ne asigură fericirea fiindcă putem să investim atunci când avem bani. Însă nu putem să asigurăm fericirea copilor noștri doar prin acele investiții. Și versetul 15 licitează și mai mult când menționează că murim și mergem în mormânt așa cum am venit în lume. Iar truda, munca, stresul, durerea, grija prin care trecem ca să obținem tocmai aceste bucurii sunt în zadar. Experiența Eclesiastului ne este dată ca exemplu negativ de ce poate face această goană după avere. Goană după investiții. Goană după investiții financiare care nu aduc plăcere și nici pace. Investiții fără plăcere și investiții fără pace. Însă bine că nu se încheie așa. De ce? Fiindcă urmează imediat un exemplu pozitiv. Și uitați-vă ce spune din 5 cu 18. Iată ce am văzut. Este bine și frumos ca omul să mănânce și să bea și să trăiască bine în mijlocul muncii lui cu care se trudește sub soare. În toate zilele vieții lui pe care le-a dat Dumnezeu, căci aceasta este partea lui. Dar dacă a dat Dumnezeu cuiva avere și bogății și a îngăduit să mănânce din ele, să-și ia partea lui din ele și să se bucure în mijlocul muncii lui, acesta este un dar de la Dumnezeu. Că și nu se mai gândește mult la scurtirea, scurtimea zilelor vieții lui, de vreme ce Dumnezeu îi umple inima de bucurie. Foarte interesant. Și aici afirmă faptul că e bine să te bucuri de ce ai. Ah, ce bine spune aici. Este bine și frumos ca omul să facă cu tare, cu tare, cu tare, cu tare în mijlocul muncii lui. Observați ce sublinează. Tot ce ai trebuie să vină din mijlocul muncii tale, să muncești pentru ce ai. Și fiindcă ai muncit pentru ce ai, te vei bucura de ce ai obținut din munca ta. Și aici sunt câteva idei care merită accentuate. Versetul 18. 1. Investiția poate aduce plăcere, dar nu o garantează. Este un dar de la Domnul. Versetul 19. Al doilea adevăr. Consumul trebuie să fie parțial, să-și ia partea lui din ele. Nu tot. Nu risipi tot ce ai pentru plăcerea lui. Fii calculat. Consumă. Doar o parte din ce ai. S-ar putea să lase loc de a pune deoparte pentru viitor. Și 3, în versetul 20, Dumnezeu este cel care aduce bucurie sau plăcere în urma investiției făcute. Dumnezeu este cel care ne ține ocupați cu această bucurie de a nu ne gândi la scurtimea vieților noastre. Interesant, nu? Dumnezeu ne dă acele bogății, Dumnezeu ne dă acea bucurie că am, am realizat ceva prin munca noastră. De ce? Ca să nu ne lase să trăim cu gândul ce zile scurte avem sau ce zile puține mai avem în viața asta. bucură de viața aceasta, nu te gândi la lucrurile acestea negative. Și aici ne întoarce repede către un exemplu negativ, 6 cu 1. Este un rău pe care l-am văzut sub soare și care se întâlnește des între oameni. Este, de pildă, un om care i-a dat Dumnezeu avere, bogăție și slavă, așa că nu i lipsește nimic din ce dorește sufletul, dar Dumnezeu nu lasă să se bucure de ele. Observați cum, în exemplu pozitiv, Dumnezeu îngăduie și, în exemplul negativ, Dumnezeu nu lasă. Aceasta este o deșertăciune. De ce? Fiindcă el nu se bucură, ci un străin se bucură de ele. Chiar dacă un om ar avea 100 de copii și ar trăi mulți ani, oricât de mult i s-ar mări numărul zilelor anilor lui, dar dacă nu i se satură sufletul de bogățiile agonisite de el și dacă nici de înmormântare n-are parte, eu zic că, și aici subliniați, st o stârpitură este mai fericită decât el. Cât de grafică e imaginea. O stârpitură e mai fericită decât acel om care nu are parte de înmormântare. Căci aceasta din urmă Pierodată cu venirea ei, se duce în întuneric și numele ei rămâne acoperit cu întuneric. N-a văzut, nici n-a cunoscut soarele și de aceea este mai bine de ea decât de omul acela. Și de a trăi chiar 2000 de ani un astfel de om, fără să se bucure de fericire. Nu merg toate la un loc? Am avut până aici un adevăr, un proverb, un exemplu negativ, un exemplu pozitiv, și aici Solomon ne aduce către încheiere, încheiind cercul cu un exemplu negativ și încă un proverb. Observați că din, din nou își folosește experiența. Am văzut, spune el. În versetul 2 după aceea spune: Dumnezeu este cel care dă avere și oferă și plăcere. Însă, iată că se poate ca Dumnezeu, în suveranitatea lui, să nu ofere plăcere tuturor din cauza averii. Mi se dă un exemplu, un om care are o sută de copii. Și nici unul din moștenitorii lui nu se bucură de ce a agonisit el. De ce? Fiindcă un străin ajunge să ia această avere. Atât de rău ajunge acest om încât ajunge să nu mai aibă parte din mormântare. Și ni se spune apoi că o stârpitură este mai fericită sau mai bine de această stârpitură decât de omul care muncește o viață întreagă, câștigă o mulțime de bani, însă n-apucă să se bucure de ea, nici măcar în mormântare nu mai are parte să fii bocat și să ajungi să nu mai ai parte din mormântare este un lucru foarte grav. De ce? Fiindcă sublinează cât de rău a ajuns, fiindcă ai pierdut tot. Mai bine să vezi o stârpitură decât asemenea om. Și aici, practic, ni se spune că o stârpitură, acel cuvânt grafic, se referă la un copil născut mort. Un copil născut mort nu are nume, N-are istorie, n-are amintiri, nu vede soarele, nu vede lumea aceasta, nu experimentează creația. Însă acest copil născut mort este mai bine decât să fie un om care are toate bucurile, toată averea și o pierde pe toată, fiind lipsit până și de mormântare. O viață trăită în zadar, o viață muncită și trudită pentru niște bogății care se duc ca un abur mai bine o stârpitură decât acel om nefericit. Finalul ne pregătește pentru ceea ce deja ni se prefigurează. Toată munca omului este de fapt pentru a-și hrăni apetitul care nu va fi satisfăcut niciodată. Prin abstracție, prin abstracție trebuie să trăim și să ne bucurăm de ce avem acum în prezent pentru că nu avem garanția că aceste averi le vom avea pentru totdeauna. Și acest lucru cu înțelepciune, fiindcă Dumnezeu dă și Dumnezeu nu dă. Dumnezeu îngăduie și Dumnezeu nu îngăduie. Și versetul 8 ne arată că, datorită caracterului temporal al acestor plăceri cauzate de bunurile pământești, nu există nicio diferență între înțelept și nebun. Cu toți avem parte de aceeași rețetă. Și anume, ca să ajungi la bucurie, depins de Dumnezeu, care, în suverenitatea Lui, oferă plăcere. Să nu oferă plăcere. Însă noi avem ceva de făcut aici. Să fim înțelepți. Să consumăm o parte din ce ne dă el. Și să nu ne punem încrederea în acea speranță a fericirii copilor noștri din cauza ceea ce putem noi să le oferim. Da, putem ajuta, însă nu putem garanta. Și finalul poate fi rezumat prin fabula lui Esop. Se spune că un câine a găsit o bucată de carne, o halcă de carne bună, zemoasă, și fuge o printe, o șfacă în gură și în drum spre casă unde avea de gând să savureze acea bucată de carne, trece peste un pod și se uită în jos și în oglindirea apei se vede pe el cu bucata de, de carne în gură. Însă neștiind că este el, crede că un alt câine cu o bucată mai mare de carne, sare să își face bucata de carne pe care o vede în oglindirea apei. Și ce se întâmplă? Scapă și bucata lui și își dă seama că a fugit după o iluzie. Și pierde tot. Morala? Ferește ca nu cumva să pierzi realul în goana după umbră. Și realul este ceea ce este aici și acum. Ființelept înțelept cum trăiești realitatea și ființelept ce decizii ei pentru viitor, acum, în prezent, aici și acum.